Bine v-am găsit, dragii mei! Astăzi vă invit la un chec cu iepuraș, un desert special pentru sărbătorile pascale, în cazul în care nu veți face cozonac. Vom începe cu iepurașul din interior. Deci, pentru blatul maro, avem nevoie de 200 de grame de unt, 200 de grame de zahăr, 4 ouă, 250 de grame de făină, 50 de grame de cacao, o linguriță și jumătate de praf de copt și 2 linguri de lapte. Toate ingredientele trebuie să fie la temperatura camerei. Vom începe a mixa untul împreună cu zahărul, apoi adăugăm treptat ouăle. Separat cernem făina și o amestecăm cu praful de copt și cu cacaoa. Apoi le încorporăm în compoziția noastră, iar la final adăugăm laptele. Compoziția astfel obținută o turnăm în tava tapetată cu hârtie și o coacem la 180 de grade 40 de minute sau până trece testul scobitorii. Lăsăm apoi la răcit, feliem și cu ajutorul decupatorului vom decupa iepurași. Pentru blatul alb avem nevoie de 200 de grame de unt, 200 de grame de zahăr, 4 ouă, 250 de grame de făină, 50 de grame de amidon, o linguriță și jumătate de praf de copt, 2 lingurițe de esență de vanilie și 2 linguri de lapte. Toate ingredientele trebuie să fie la temperatura camerei. Pentru început mixăm untul împreună cu zahărul. Apoi adăugăm ouăle treptat și esența. Separat cernem făina și o amestecăm cu amidonul și cu praful de copt și le încorporăm în compoziție.
Apoi vom proceda astfel. Am tapetat o tavă de cozonac cu hârtie. Punem un strat de compoziție albă, apoi așezăm iepurașii în picioare și deasupra turnăm restul de compoziție albă. Și din nou coacem la 180 de grade, 35-40 de minute sau până trece testul scobitorii. Apoi lăsăm la răcit și pregătim glazura. Avem nevoie de 3-4 linguri de apă clocotită și de 350 sau 400 de grame de zahăr pudră. Pur și simplu amestecăm cele două ingrediente. În funcție de consistența dorită, mai puteți adăuga apă sau zahăr. Iar apoi turnăm peste checul nostru. A ieșit un chec delicios, este foarte, foarte pufos și vi-l recomand și vouă. Sărbători fericite și un Paște plin de lumină!